Ce vorbim? Hai, să stai la provocare. Nu vreau să le dau curs. O să mă p***e ce fac eu. Eu am venit, am reușit, am făcut ce am făcut și am ajuns aici astăzi. Nu fac nicio provocare, nu pasă. Tu, dacă vrei, fă-le, n-ai nicio treabă. Eu nu le fac pentru că ți-am dat motive, să n-ai încredere și poți crede și de acolo orice lucru, așa că prefer să nu fac. Sincer, da, deja îmi imaginam. De asta zic. Și am preferat mai degrabă o faci tu pentru că tu nu mi-ai dat încă motiv. Nu am nicio motiv din partea ta. De asta nu mă afectă. Dacă am venit acum și am prins ușa deschisă să vin să rup bandă, asta e altceva. Asta e excepție. Urișcă-l meu, urișcă-l! Că ce, că mă jucai adevărat sau provocare? Sincer. Cu fetele care te acuză pe tine, Adelina, trezește-te! Doamne, nu vor pe așa stai și în casă cu ele, de plictiseală. Aici. Și în casă ce faci? Păi dacă stai la glume cu ele când ne acuză. Nu stau la glume. Ne acuză. Cu, dar vrei să fiu... Nici măcar nu vorbesc cu ele. A fost vorba să ne jucăm toate. Atât, că stăm pe canapea și nu facem absolut nimic. Bă, nu mai... Nu mai suport așa. Pricepi? Da. Nu merge așa. În contră. Nu merge. Ori ești calmă, ori lasă-mă-n pace. Alege. Că nu sunt nervi cu toată lumea. Nu stau. Nu stau. Mă ia toată lumea la mișto, mă pune pe mine. Stai și râzi cu ele. Dar mi-a ajuns și mie, lasă-mă-n pace, că nu mai. Ta, Doamne, iartă-mă, ești. Păi nu, după aia spui de unde-i reacțiile astea. Că ce, mă, că mă jucai? Nu mai țipa. Nu mai țipa la mine, că spar toate ușile. Aș provocări, mic provocări. Asta vrei, bine, gata, am înțeles. Nu mai pleca intenționat, că nu mai vin, ca să știi. Nu stau să te alerg peste tine. Nu mai pleca intenționat să mă țin după tine, Nu mai pleca intenționat să mă țin după tine, nu mai mă țin. Hai, mă, dacă te rog eu, că stau să drag de toată lumea. Doamne, poți să te duci. Ești poți să da. Am un câine, te duci. Hai, Adriana, că vorbești pe cazul. Hai, că eu mă distrez. Maxim. Te rog eu, nu. Stai, câine, după ea! Vreau și eu să știu ce am zis eu ieri în emisiune de la Deranjat pe Vlad. Te-ai zis acum? Da. E supărat pe tine? E supărat și nu înțeleg de ce. Păi nu ți-a zis? A zis că am spus ceva ieri în emisiune. Păi el cred că îl deranjează că tu te bagi să zici prea mult. Da, că te bagi prea mult și cred că îi dă de înțeles că tu cauți cadru, gen că ești de show. Da, pentru că te bagi de fiecare dată, da. Nu e vorba de ei. De multe ori a vrut să zică, dar care-i, gen, dar care-i, dar tu ce, și n-a mai continuat. Frate, eu mă bag ca să-mi dau cu părerea așa cum și ei își dau cu părerea despre. Da, el vrea să zică, cred că e asta, că dacă el nu se bagă, tu de ce te bagi? Da, că tu te bagi. Păi, stai puțin, atunci să se hotărască, suntem împreună, nu suntem împreună, mă vrei azi, dar nu mă vrei, tu știi foarte bine care a fost, adică, știi? Trebuie să te respect sau nu? Trebuie să am grijă la ce vorbesc. Până la urmă, dacă e să-ți pese și așa, nu trebuie să te gândești îmi dacă pasă, trebuie și sau am arătat că-mi pasă, dar el nu mi-a arătat. Tot eu am vorbit. El nu mi-a arătat mie că-i pasă. Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Și cât vrei să-i mai arăt că-mi pasă? Până nu mai pot. Întreabă-l dacă a cerut vreodată vreo la cameră să vină până la mine sau întreabă-l dacă vreodată, mi-a zis... O singură dată am călcat regulamentul, când a venit 10 secunde. Să deschidă ochiul de ei. Atât. Eu de câte ori m-am dus acolo și de câte ori m-am certat cu voi și cu staff-ul și cu toată lumea. Și plângeam la cameră ca să mă duc. Asta un pic s-a văzut, că și eu am zis, du-te... Ce? Ce vrei, mă, uite-te acolo pe conexiune că nu vorbesc de... Vlad, care-i oful tău? Spune de ce te-a supărat Daniela ieri. Nu știu, frate, și-mi dă... Te-a supărat că se bagă prea mult în subiectul celorlalți și că îți dă prea mult cu părerea? Că noi la asta ne-am gândit. Păi eu v-am spus chestia asta, orice ar fi, oricum ar fi, Radu și Adelina mereu acolo. E? Și asta nu poți să ne... Daniela că de asta și s-a ieri am încercat să văd, să te opresc, să zic, ce? De ce ăsta de după aia zic că degeaba? Deci jur că a venit, deci fii atent, a venit Daniela și a zis că oare voi credeți de ce Vlad da, și am zis, am spus exact lucrul pe care l-ai spus tu da, acum. Da, din moment că se bagă prea mult peste Radu și Adelina, să-și dea cu părerea. Din moment ce eu cu Adelina am vorbit și Adelina mi-a spus, uite, zi tu Daniela, am ți-a spus exact așa am băgat în subiect. Daniela, problema nu e că-ți dai cu părerea, problema nu e asta. Că îți dai mai mult cu părerea și că îți dai interesul mai mult. Problema e că încerci să dai și provocările ca să creezi ceartă între mine și ea.
Au jucat un gol. Vorbeam cu Vlad. Nu există glumă să o pui pe Adelina să se ducă la Codru să-i spună am mai multă încredere în tine decât Radu. Nu există gluma asta. Asta nu e glumă. A fost un provocare. Referitoare la subiectul pe care l-aveți de două zile. Ai căutat să faci o îmbrâligătură să mă cer cu ea. Nu, s-a terminat subiectul la o dată. E vinovată în aceeași măsură. Să ai probleme să te chestia. E vinovată în aceeași măsură ca și tine, că acceptă. Dar ce faci tu? Are dreptate Vlad. Te bași prea mult unde nu-ți fierbe oala și încerci să desparți cupluri în glumă. Să dai vina pe glumă. Și voi vă băgați. Păi când, avea când vin oamenii. Zice, dacă te-ai supărat pe Adelina pentru chestia asta. Sau când vin oamenii, eu m-am supărat pe Adelina că... Că ești... Unde te-ai supărat? Că ești... Capul. Nu era nimic serios și tu știai chestia asta, așa că... Nu ai cum. Să vii să spui chestia asta niciodată. Dar la ei se bagi. Prima vieții. Te rog. Nu se poate, nu se poate. Prima vieții. Te rog doar de ei doi. Nu ai ce să lămurești. Ia să se joace. Poate vrea să se certe cu mine. Caută ceartă, caută despărțire. Ce-o căuta ea? Problema e și eu mă refer acum strig la tine. De ce te bagi tu să faci chestiile astea? Pentru că eu trebuia să fac o provocare ei. Și am zis, provocare dacă tot v-ați certat... S-au jucat un joc, exact, Radu, ce nu înțelegi? Exact, ne-am jucat toate, adevăr, fac provocare! Voi sunteți casa puterea dragostei și vă jucați jocuri! Și ce vrei să faci, Radu, să mă certa aici cu tine? Atentă! Tu stai să te joci și relația ta e pe care să dispară! Relația mea, m-ai auzit în ce stadiu e relația mea? Relația mea am avut doar eu! Nu ați dat cu mine, dacă vă interesează! Că nu ați știut să comunicați! Nu da vina doar pe tine! Nu am ce să comunic! Nu da vina pe el! Păi acum ești normal că ești vinovată! Da, sunt vinovată! Eu am avut relație cu Vlad! Vlad n-a avut relație cu mine! Te prinde lumea normal că ești cu coada între picioare! Eu am avut relație cu Vlad! Vlad n-a avut relație cu mine! Da, hai să dăm vina pe Vlad! E și rușine să pun o poză cu mine pe Instagram, curată, nu? Da, e și rușine să pună o poză cu mine pe Instagram. Tu realizezi despre ce vorbim? Mă lași cu vrăjirea astea. Nu, nu e. Nu, nu e nicio vrăjire. Iar pe Gis prea multe degeaba, Daniela. Iar pe Gis prea multe degeaba. Mai lasă vrăjala, că nu ne lasă. Că știu că plec. Te era rușine să pui poză cum a spus ea? Ce? Asta a spus. Ce? A spus că ți era rușine să pui o poză cu ea pe Instagram. Bune! Mă vede o țară întreagă cum o pup, cum să fie rușine să pun pe Instagram ceva? Mă vede o țară întreagă cum te pup. Eu pe chestia asta am sărit. Te iau în brațe. Păi nu, pus tu. Știi că am mai avut discuția asta, Vlad. Am mai avut discuția asta. Te referi la unde am pus mâța aia? Dar nu e vorba doar de mâța aia, e vorba de toate storiile. Vii și acuzi un om și îi pui toată vina în cârcă să trăiască cu chestia asta, chiar dacă pleacă sau nu, pe baza a ce? Că vrei să fii singură acum și nu știi cum să o dai? Eu vreau să fiu singură! Eu vreau să fiu singură, care am plâns până și ieri când pe el îl durea undeva. Măi, Radu, mă lași, că tu habar n-ai! Lasă-mă cu plânsul ăsta ieftin! Bine, cu plânsul ăsta ieftin, eu am plâns 3 zile acasă! Te-ai pupat de două ori cu el și ai plâns 3 zile! Nu se pupă să faci casă! Da, am plâns 3 zile, da! N-ai cum niciodată în viață să te pupă! Uite, pot să-ți confirme 8 fete! Și azi noaptea plâns, azi dimineață! Uite că-ți confirmă gagică, dacă am plâns azi dimineață! Eu nu cred în nimic în ce faceți voi două! Vorbeam eu cu tine la telefon, pe da, și era cu Simona. N-ai cum să te înțelegi cu ea. Da, eu zic că a plâns vreo 6 luni. Înainte să vină în casă, a început să plângă pentru Vlad. Și până prin autobus plângea, pentru el. Și prin casă, și tot timpul da. Nu merele aici. Aici stă chiar și, când aici stă stat, și hai să ne distrăm, hai să jucăm provocări, dar eu plâng pentru Vlad. În loc să discut cu Vlad, nu să mă bag în relația. Vlad, oricum am văzut că o respingi, nici nu-i dă atenție. Da, ce vrei să facă fata, ce vrei? S-a dus lângă el. Da, da, că doar pe canapeaua aia nu dorești nimic. Vrei canapeaua specială, ce vrei Vlad tu? Până pleci măcar tot ce simți, acolo. Exact, s-o văd bună. Asta-i simt, mă bag în seama, mergem, facem masaj, dar naba, trebuie să pleci, n-am cum. Ai cum să dor, dacă îți place fata asta, nu poți să dor pe toana asta. Da, și glădură. Da, vrea să doarmă, care e problema? Îi place, vrea să doarmă, care e problema? Vlad, ea nu-i place de ea. Nu, nu mai vrea să o chinuie, că știe că o chinuie. Lasă, nu merge vreo. Și atunci, de ce mă condamnați? Unii mai și gândesc înainte să vorbească, să știi. Daniela, dar ce ai fi vrut să facă? Să vină să stea cu tine, să-ți ofere toată importanța și după aia să plece direct așa subit? Asta vrei să facă? Nici așa nu era bine, că spuneam de până te folosești. Încearcă să nu mă bate, încearcă să nu mă fac asta, pentru că știu că urmează să plec. N-am cum să mă apropiu din nou de tine.
Ține cont că eu urmează să plec. Ai făcut-o la început, ai greșit. Și acum am apărarea. De ce nu greșeala până la capăt? Mie mi se pare că o forțez. O forțez, deși știi că băiatul ăsta vrea să plece. Înțelegi? Vrea să are nevoie acasă. Trebuie să rezolve ceva. Și nu mai poate să stea. Și tu tragi de omul ăsta ca ce chestie? Păi parcă zici că nu mă interesează acum zici că trag. Că tragi să rămână în casă, să stai cu el de show la asta. Nu, am zis din prima secundă în care mi-a zis că vrea să plece. Mi se pare că forțezi. Forțezi un om. Dacă frate, dar eu simt clar ceva, dar ce vrei să fac? Mă, ce simți în trei zile că nu simți nimic? Au fost simți mai, mai mult casă, de trei zile. Deci nu, nu, că stai fals, degeaba. N-ai o să simți și... Nu simți, nu ești om, n-ai sentimente. Aici nu mai pe ură din partea ta. Văd că ce o motiv? Joci, văd că o joci în ce două locuri. Ce motiv aș fi avut eu? Ce motiv aș fi avut eu să mă apropii de Vlad sau să plâng trei zile locuri acasă, tu realizezi o că joci vorbești în două locuri. Dacă nu rezolvi cu Vlad să rămână, bai strâmei relația mea. Hai că aici a plecat duțul mei pe mine. A plecat duțul mei pe mine. Păi nu-i interesează de relația mea. Nu mă interesează de relația ta. Mi-am dat părerea cum stai și tu acum. Dar recunoașteți, mă, toate că-l place Spiradu, mă, recunoașteți. Frustrat ăsta. Nu-i vorba de asta, și n-am zis. Pur și simplu m-a deranjat faptul că mereu când e vorba de Adelina și Radu, sari. Pentru că Adelina mi-a zis niște lucruri și îmi tot zicea, zi Adelina, nu mereu, am urmărit vedere, n-am stat aici. N-a fost vorba așa. Știu ce zice asta și fetele au spus și n-am auzit. I-am spus și în pauză, că mi-ai zis la videoclip, ți-am zis că de fiecare dată când Radu are ceva de comentat, nu te afectează nimic din ce zic ceilalți decât când zice Radu ceva. Nu mă afectează nimic din ce zic ceilalți. Hai să ne aducem aminte, hai să ne aducem aminte pe rețele de socializare când am spus că m-am folosit de tine. Imediat i-ai spus Adelina că Radu vorbește una și face alta, păi te dragi, te dragi, păi normal, i-am zis de ce în emisiune spui ceva și pe rețelele de socializare. Da, nu trebuie să spui, nu trebuie să spui, nu vorbesc despre mine. Dar de ce contează părerea mea despre tine? Eu nu vorbesc despre tine, în afara emisiunii, nu vorbesc. Păi că ții cont prea mult de mine. Da, ții cont de orice se spune. Și nu ți-o spun eu, ți-o spune Vlad. Vlad, dacă ți-o spuneam eu, zici că veneam eu să fac subiecte și să fac vrăjiri. Dar ți-o spune Vlad. Sunteți iartă fără greșeală. Hai, dați cu pietre cei care sunteți fără de greșeală. Nimeni nu e fără de greșeală, dar... Păi și atunci, ce vina are femeia că simte asta? Ea nu-l forțează, ori se îndepărtează, ori să... Dacă tot vrea să plece și să nu o mai bage în seamă, să nu-i mai scrie nici Vlad. Nu-i mai răspunde. Sufere o zi, două, trei, o săptămână și trece. Dar și Vlad îi răspunde. Vlad, de ce îi răspunde? Păi ea și... Nu poți să o lase pe femeie să nu-i răspundă. Da, să nu-i mai scrie. Dacă știe că e ultima săptămână, nu-i mai scrie. Evit-o. Hai să păstrăm mai mult distanța. Ce înseamnă asta? Păi să o evite dacă tot săriți pe ea. Și după aia săriți pe el, cum a spus până acum, că nu-i interesează. Dacă nu, vai, ce se întâmplă. Nu, lăsați femeia în pace. Dar nu are nimeni, nu are de ce să sară cineva pe ea, pentru că nu a greșit cu ceva față de mine. Păi nu, dar logică o perioadă. Vlad, i-ai trimis să spun că îți place de una de la Cluj, despre ce vorbim? A, mă, iar veniți cu de-astea. Păi da, asta a făcut. Dar toată viața ați venit numai cu scuza asta. Îți place de alta, ai pe alta, îți simți de alta. A trimis poză lui Daniel. Naba! Că el zicea că ăla doar ai tipa la că te auzi, sunt în fața ta. Măi, fii toți. Intenția ta cred că e să se desparte ei, să poți să te bași tu. Bună! Vreau să fiu tată tânăr. I-am scris Adrianei pe Instagram dacă trebuie să vin până în Istanbul să schimb două vorbe cu ea, dar n-a răspuns și între timp ce-a făcut și e bine dacă Naba a fost singura care n-a avut nimic de spus, că cu ea o să încep să mă cunosc mai bine. Puterea dragostei continuă. Ne revedem de la ora 17. Pentru a vă abona, apăsați aici. Pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici sau aici.